Bună seara și bun venit la Dialog Social, sunt Elena Stegar și în această ediție a emisiunii urmărim care au fost cele mai importante activități ale sindicatelor naționale în 2019, ce categorii de salariați au fost în vizorul CNSM, ce acțiuni a întreprins Comisia de Femei și cea de tineret de la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, vedem în următoarele 30 de minute. Revenim cu detalii, așa că rămâneți aproape! După o pauză de un an de zile în urma solicitărilor repetate adresate guvernului de către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, activitatea Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective a fost reluată pe finalul lui 2019. Membrii Comisiei Tripartite au examinat mai multe subiecte legate de politicile social-economice care urmează a fi derulate la nivel național în anul 2020. Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective este un organ tripartit, autonom de interes public, al parteneriatului social care se constituie pentru soluționarea problemelor ce țin de domeniul muncii și a problemelor social-economice, pentru dezvoltarea parteneriatului social la nivel național. Potrivit președintelui Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza, există multe subiecte care trebuie să fie examinate, să se abordeze problemele cu care se confruntă întreaga societate și să se identifice soluții împreună cu partenerii sociali. Cei prezenți au examinat proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative, politica fiscală și vamală pentru anul 2020, proiectul legii bugetului de stat, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat și proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020. Amintim, Comisia Națională are un rol consultativ în elaborarea strategiilor și politicilor social-economice, în aplanarea situațiilor conflictuale la nivel național dintre partenerii sociali. Vorbim în continuare despre Comisia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care a făcut totalurile activității desfășurate în perioada anilor 2018-2019. La ședința de evaluare au fost analizate acțiunile din ultimii 2 ani legate de protecția social-economică a femeilor, promovarea muncii decente și diminuarea discriminării la locul de lucru. Vedem detalii în reportaj. În cadrul retrospectivei pentru ultimii 2 ani de activitate a Comisiei de Femei de la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, au fost analizate acțiunile desfășurate în domeniul promovării drepturilor sociale și de muncă a salariatelor din țara noastră. Potrivit Liubei Rotaru, președintele Comisiei de Femei, activitatea structurii în această perioadă a fost direcționată spre realizarea obiectivelor strategiei CNSM pentru anii 2017-2020, privind asigurarea egalității de gen în sindicate. Sindicalistele și-au propus ca priorități promovarea sănătății și protecției social-economice a femeilor, a muncii decente și diminuarea discriminării la locul de lucru, iar pe acest plan deja sunt rezultate bune. Am reușit să consolidez echipa. Am reușit să avem acel dialog constructiv cu factorii de decizie. Și am reușit să avem o colaborare bună și foarte bună cu profesioniștii, specialiști ai aparatului Confederației și cu președinții centrelor sindical național ramurale, pentru că avem aceleași scopuri și când avem succese, ne bucurăm împreună. Succesele sau realizările Comisiei de Femei sunt realizările echipei. Comisiei de Femei, care este compusă din 24 de doamne. Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a evaluat pozitiv activitatea Comisiei de Femei în această perioadă și a menționat că ponderea femeilor în structura Confederației este în ascensiune și ajunge la 62%, ceea ce le permite să desfășoare o activitate eficientă în domeniul promovării drepturilor sociale și de munca salariatelor. Noi prezentăm interesele salariaților. Și dacă sunt protejate interesele salariaților, interesele femeilor, interesele familiilor, atunci eu consider că sindicatele îndeplinesc misiunea pentru care noi suntem, de a proteja interesele salariaților. Și în primul rând femeie, pentru că femeie e dată de Dumnezeu, de la mamă, noi toți am fost născuți de la mamă și fără de femeie viața aceasta nu-ți pornește. Eu consider
foarte, foarte insistent, noi trebuie să promovăm femeile. Prezentă la eveniment, Olga Nicolae, consilier în cadrul Consiliului Regional Pan-European al Confederației Internaționale a Sindicatelor, a ținut să menționeze despre colaborarea eficientă cu sindicalistele din Moldova și a declarat că armonizarea vieții de familie cu munca reprezintă un interes sporit pentru Comitetul de Femei al Consiliului Regional Pan-European, pentru că, în continuare, femeile depun o muncă deosebită acasă, îngrijind de familii în detrimentul carierei. Din câte știți, Consiliul Pan-European este o structură foarte mare, are foarte multe sindicate, 89, peste 80 de milioane de membri, deci este o forță ca și membri și număr de sindicate, cuprinde toată Europa Vest, Europa Centrală și de Est, cum spunem noi, se întinde de la Lisabona la Vladivostok. Vă dați seama că nu este simplu să lucrezi cu așa diversitate de țări și de organizații cu vederi diferite. Avem țări din Uniunea Europeană care își urmăresc agenda lor și implementarea directivelor europene. Avem țări care au semnat tratate de asociere cu Uniunea Europeană, cum este și Moldova, care fac parte din parteneriatul estic și care au alte probleme și susținem aderarea lor la Uniunea Europeană. Comisia de Femei este o structură a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice și sociale ale femeilor, membre de sindicat. În componența Comisiei de Femei a CNSM fac parte 24 de sindicaliste, reprezentante a tuturor centrelor sindicale național-ramurale. Un eveniment important al anului 2019 a fost forumul Comisiei de Tineret a Confederației Naționale Sindicatelor din Moldova, care a reunit la Chișinău peste 80 de tineri sindicaliști. La lucrările forumului, ajuns la ediția cu numărul 8, conducerea CNSM a ținut să menționeze că tinerii reprezintă o prioritate a mișcării sindicale, dar și a țării, iar împreună cu partenerii sociali este necesar să se pună accent pe implementarea unor politici naționale de susținere a tinerilor salariați. În acest an, genericul activității a fost recrutarea și organizarea tinerilor în sindicate. În cadrul evenimentului a participat conducerea CNSM, președinții centrelor sindicale național-ramurale și oaspeții din România de la Confederația Națională a Sindicatelor, Cartel Alfa. Participanții au abordat diverse metode moderne, criterii și principii de recrutare și organizare a tinerilor membri de sindicat pentru a dezvolta activitatea în aceste domenii. Scopul a fost să informăm oaspeții noștri cum stăm noi la capitolul dat, care sunt problemele și cu ce ajută sindicatele la etapa universitară, ulterior în procesul de angajare sau ce informații elevii și studenții universitari capătă și ulterior le este foarte de folos în angajare. Mihai Catrina, reprezentantul Confederației Naționale a Sindicatelor Cartel Alfa România, a menționat că a rămas impresionat de modul cum își desfășoară activitatea organizațiile sindicale din Republica Moldova. El a îndemnat tinerii să fie activi, creativi și inovativi, să recruteze noi membri de sindicat și să fie promotori ai valorilor sindicalismului european. În ceea ce privește tinerii, sunt tineri cu posibilități, foarte creativi, foarte capabili, în care statul trebuie să investească. În primul rând, statul trebuie să-și dea seama de potențialul acestor tineri și să încerce să nu-i piardă, să-i țină în țară, să-i promoveze. Tinerii în acest proces de dezvoltare și de mișcare sindicală au un rol fundamental, pentru că tinerii reprezintă capacitatea, puterea de a dezvolta forța de muncă, de a contribui la bunăstarea societății, a statului. Ei reprezintă motorul practic al statului. Participanții la forum, reuniți în mai multe grupe de lucru, au stabilit în cadrul unor ateliere interactive planuri de acțiuni, adaptate pentru necesitățile specifice ale fiecărui centru sindical național ramural, în vederea recrutării tinerilor în sindicate care urmează a fi aplicate în perioada următoare. Problema cea mai principală care să fie pusă în discuție și este tematică este recrutarea noilor membri și recrutarea tinerilor în cadrul Federației Sindicale de ramură fiecărui comitet. Este o problemă actuală, este o problemă care noi cu toți ne
mai ales în domeniul tineretului din Universitatea de Medicină, ne ocupăm începând cu 1 septembrie și încercăm să motivăm studenți să se implice activ atât în activitățile extracurriculare a universității, ca să reprezinte ceilalți studenți și să fie activi în promovarea drepturilor lor. Luând în considerare numărul membrilor de sindicat care sunt în scădere, ne-am gândit că anul acesta Forumul 8 să fie axat pe o temă foarte actuală, recrutarea noilor tineri membri de sindicat. De aceea sper astăzi forumul să ne reușească, să avem ceva de învățat. Avem și invitați din România care o să ne vină cu practici din România. Avem diferiți invitați din diferite instituții de învățământ care o să vină cu practici locale referitor la recrutare. Amintim, Comisia de Tineret din cadrul CNSM are mai multe sarcini, printre care implementarea politicii de tineret a CNSM, consolidarea unității de acțiune a tinerilor sindicaliști în vederea protejării tinerilor, membrii de sindicat, elaborarea și înaintarea propunerilor pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ în domeniul tineretului. Mergem acum la Spitalul Raional Telenești, acolo unde a ajuns conducerea Federației Sindicale Sănătatea din cadrul CNSM. Aici a fost evaluată activitatea Comitetului Sindical. Au fost analizate condițiile de lucru în care muncesc cadrele medicale. Instituția, deși are nevoie de forță de muncă, se bucură de niște rezultate, unul dintre ele fiind soluționarea problemei deșeurilor medicale. Spitalul Raional Telenești a apărut prin anii 45, spune directorul instituției. Din 2008 încoace a preluat conducerea, iar la etapa actuală colectivul este format din 260 de angajați. Simt și ei exodul de cadre, lipsa de medici, dar își continuă activitatea și oferă asistență medicală celor care intră pe ușă. Directorul spitalului mai spune că tinerii specialiști vin mai puțin, afirmând că trebuie să existe o mai mare motivație pentru cei care fac această meserie. Oricare angajat sau lucrătorii medicali sunt, ca și toți, oameni care vor să aibă condiții bune de trai, care vor să aibă condiții și de odihnă, condiții de muncă. Instruirea pentru cadrele medicale există, iar angajații susțin că ele sunt foarte importante în activitatea pe care o fac. Ultima perioadă, foarte mulți asistenți medicali beneficiază de o instruire care se face la nivel de republic în teritoriu, care este foarte benefic pentru asistenții medicali, că nu trebuie ca să părăsească casa, adică căminul familiar, și nu trebuie ca să meargă, să se deplaseze la Chișinău sau la Bălț, unde se fac orele de educație continuă, ce se fac în teritoriu cu formatori naționali și internaționali. Medicul cardiolog din instituție e la început de cale aici. De 4 luni activează în spital. Ca tânăr specialist înțelege că medicii au nevoie de mare susținere. La venirea mea condițiile sunt bune, cabinetul recent renovat, cu condiții destul de bune. Pacienți sunt foarte, foarte mulți. Până acum în Spitalul Raional Telenești are vreo 5-6 ani de când nu activat cardiolog. Pacienții se adresau fie la raioanele vecinate, fie să mergeau la consultații la Chișinău, sau în mare majoritate nu mergeau la consultații la cardiolog, erau tratați numai de medicul de familie. Larisa Grăjdeanu este lider sindical de 10 ani în instituție. Spune că prin efort comun se ajunge la rezultate și beneficii pentru angajați. Avem o echipă în jurul meu care sunt persoane foarte responsabile, sunt disciplinate, știu ce au de făcut. Pentru comitetul sindical, cât și conducerea spitalului, administrația publică locală, factorul uman este cheia succesului în acordarea asistenței medicale de calitate. Spitalul Raional Telenești reprezintă un exemplu pentru multe instituții medicale din țară, în condițiile în care aici problema deșeurilor medicale a fost soluționată, spune directorul. Referitor la gestionarea deșeurilor medicale periculoase, este o problemă, de fapt, la nivel de sistem de sănătate. În cadrul unui proiect am procurat un autoclav de gestionarea deșeurilor medicale periculoase și practic s-a rezolvat problema în tot sistemul de sănătate Raion. Vizita la acest spital face parte dintr-o campanie de evaluare a activității organizațiilor sindicale în instituțiile medicale. Aici contractul colectiv de muncă este semnat, iar prevederile îi sunt respectate.
Anul 2019 a oferit posibilitatea de a merge în vizită la fabrica de ciment din Rezina. În cadrul proiectului Școala Sindicală din Moldova, mai mulți tineri au mers acolo pentru a vedea cum funcționează un comitet sindical și cum reușește acesta să ajungă la nevoile salariaților. Vedem în următorul subiect în ce condiții este asigurată securitatea și sănătatea muncă, precum și modul de îndeplinire de către angajator a unor prevederi a legislației muncii, inclusiv a contractului colectiv de muncă. Întreprinderea este un model de abordare a securității și sănătății în muncă. Aici se pune accent pe prevenirea factorilor de risc, așa încât salariatul să-și poată face bine meseria. Când intrăm în incinta încăpierii blocului administrativ, pe panou sunt indicate că la întreprinderea dată 452 de zile nu a avut loc niciun accident de muncă, începând cu luna ianuarie până pe 12 aprilie, când a fost un accident cu incapacitate temporară de muncă. La această întreprindere, zi de zi, se evaluează factorii de risc. Este un model de promovare, anume cum se abordează domeniul securității sănătății în muncă și se pune accentul pe prevenire, nu pe compensare, anume de a preveni accidentele de muncă și bolile profesionale. Președintele Comitetului Sindical de la Fabrică spune că se evaluează în permanență factorii nocivi, se iau măsuri concrete la timp, iar toată lumea activează în siguranță. Regulile de sănătate și securitate muncă se respectă în mare măsură. Toate locurile de muncă cu factori nocivi sunt evaluați permanent, deci și se întreprind măsuri. Toate riscurile, toate pericolele se țin sub control și când este cazul se iau măsuri. Angajații de aici beneficiază de prime, bonusuri de performanță, ajutoare materiale, sunt asigurați în cazul unor boli profesionale, beneficiază de bilete de tratament balneosanatorial, concedii suplimentare, ajutoare materiale la nașterea copiilor și pentru vechime în muncă. Orice accident poate fi prevenit. De asta sunt siguri cei de la fabrica de ciment din Rezina. Iar misiunea angajatorului este de a-și seta ca prioritate asigurarea sănătății salariatului la locul de muncă. Senzația care o am din experiență, un angajator în primul și în primul rând trebuie să seteze ca prioritate. Da? Deci prioritatea în activitatea sa trebuie să fie sănătatea și securitatea în muncă. Nu poți duce tu activitatea în siguranță dacă nu pui ca prioritate numărul 1 siguranță. Orice începi, trebuie să o începi cu o analiză a riscurilor, cu niște măsuri de prevenire. Organizația sindicală de la fabrica de ciment din Rezina a fost fondată în anul 1978, când a început construcția uzinei. La moment este afiliată Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții, Sindicons, din cadrul CNSM. În vizorul sindicatelor în 2019 au fost și angajații din sistemul de gaze, cei care asigură zi de zi securitatea energetică a țării. Este o muncă ce implică multă responsabilitate și profesionalism. Echipa emisiunii Dialog Social a mers împreună cu inspectorii CNSM din partea de sud a țării la mai multe întreprinderi din regiune pentru a vedea în ce condiții se lucrează și ce presupune munca unui astfel de salariat. Prima destinație la care au ajuns inspectorii de muncă ai CNSM, împreună cu președintele Federației Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice, Margareta Strestian, a fost Cimișlia Gaz. Procesul de muncă de aici se desfășoară în condițiile unor echipamente speciale, pentru ca oamenii să fie feriți de pericol și să nu fie supuși unor situații de risc. Conform legilor, suntem echipați cu utilaj de lucru, nu la lucrări periculoase. Avem unele lucrări care împrejurul obiectului unde lucrăm, persoane ca neatestate, străini, nu se permit să și mă apropiere. La lucrările izolare lucrăm cu mască, cu scări, cu salopită, mănuși care trebuiesc la izolare. Lucrul angajaților din sistemul de gaze este întotdeauna supravegheat și se ține cont de cerințele de securitate în muncă. Prezența inspectorilor la întreprindere înseamnă verificare minuțioasă și suport pentru toți angajații. Loc pentru îmbunătățire este întotdeauna, spun inspectorii CNSM, de aceea trebuie să existe tendința de a obține și mai multe rezultate. Instruirile periodice sunt indispensabile împreună cu echipamentul de protecție performant. Când ne prezentăm la întreprindere, verificăm toată documentația, activitatea din punct de vedere al securității sănătății muncă, verificăm echipamentele de
protecție, dacă sunt asigurați în sortimentul cuvenit. Verificăm cum se efectuează lucrările din punct de vedere respectării cerințelor de securitate sănătății în muncă. Discutăm cu personalul, acordăm ajutor metodologic și consultativ acolo unde este necesitate. De la Cimișlia Gaz am ajuns la Ialoveni Gaz și întreprinderea de aici, unde activează 559 de angajați, se concentrează pe un grad sporit de securitate a muncitorilor. Avem cabinet tehnic unde se fac instruiri, avem poligon, diferite concursuri, putem spune, că organizăm, întreșeri unde fiecare sector angajat își arată abilitățile profesionale. Se echipați cu echipamente speciale de protecție. Nici la întreprinderea din Ialoveni nu se ignoră securitatea în muncă. În cazul unor accidente sau avarii de gazificare, angajații știu cum să procedeze. Aici e poligonul de instruire. Avem mai multe teme în care putem să facem, să imităm aceleași accidente sau posibile avarii care se produc în sistemul nostru de gazificare. De exemplu, noi avem aici, cum intrăm, pe mâna stângă stația de reglare gaze, unde avem două tipuri regulatoare, da? Și putem imita atât ieșirea din funcțiune în timp de avarie a regulatorului, cât și scurgeri de gaze în stația de reglare. Aici avem imitat cum merg rețelele subterane și ieșirile din pământ. Și automat noi putem imita când sunt scurgeri de gaze la rețelele din polietilen și la rețelele din metal. Inspectorii au verificat și modul în care sunt instalate rețelele de gazificare la o locuință recent construită, așa încât locatarii să aibă siguranță. Învață, muncesc și câștigă, asta fac elevii de la Școala Profesională numărul 10 din Chișinău, care se bucură de programul învățământului dual. După ce reprezentanții sindicatelor naționale au mers în vizită la această instituție pentru a vedea cum se desfășoară programul, aceștia au ajuns și la întreprindere, unde elevul are posibilitatea să își desfășoare activitatea în condiții reale. Sistemul rămâne așadar în atenția mișcării sindicale, care susține că acest mecanism este viitorul țării noastre. Învățământul dual este axat pe abilitățile elevului și îi oferă șansa să crească în familia de la întreprindere. Ponderea pregătirii practice este de aproximativ 70%, fapt pentru care elevii pot fi angajați în cadrul întreprinderii, având salariul de ucenicie pentru remunerarea activității desfășurate. Însuși, ideea învățământului dual este nu e o noțiune nouă pentru cei mai în vârstă, însă cu multe din idei, proiecte care s-au gândit, este un lucru foarte benefic în ziua de astăzi. Multe din întreprinderi la moment nu au forță de muncă, pentru că foarte mulți s-au plecat, care peste hotare, care au după vârstă, de acum au plecat din serviciu. În schimb, tineretul nu prea vine pentru că dintr-o parte nu-i interesat, din altă parte nu era pregătirea necesară. La moment, învățământul dual permite ca să cointereseze forța de muncă, să vină și poate ca să fie pregătit după ce termină, să fie pregătit să poată să muncească. Faptul că programul învățământului dual poate influența direct și spre bine economia țării, o afirmă și administratorul întreprinderii, în care elevii vin să muncească. Întreprinderea noastră este capital străin, a fost deschis în 1994 și activăm, principala sferă a noastră este producerea formelor prin injecție. Noi colaborăm deja de 3 ani cu școala profesională, suntem foarte mulțumiți, ne-au mulți. Pe an câte două persoane finalizează practica la noi, suntem mulțumiți, rămân la noi o parte din ei. Cred că învățătura duală este cea mai corectă învățătură. Sindicatele susțin învățământul dual și continuă să-l promoveze, pentru că el presupune șansa la dezvoltarea țării noastre, a declarat Vasile Patrașcu, consilierul președintelui CNSM. Campania de promovare a învățământului dual, Înveți, muncești și câștigi, cu siguranță de rezultate concrete. A fost lansată anul trecut, în luna mai, în Orhei, și deja noi vedem fapte concrete în viață. Faptul că mulți elevi se implică în acest sistem dă dovadă
că sistemul dual de învățământ are viitor în Republica Moldova. Problema cea mai mare pe care o întâmpină astăzi, susține directorul școlii, e că în întreprinderi nu sunt specialiști pentru instruirea și pregătirea tinerilor. Problema cea strigătoare la cer, fiindcă agenții economici nu sunt gata pentru sistemul dual. Ei nu sunt pregătiți pentru a face instruire la locul de muncă. Deci, în primul rând, este specialiști buni iau în domeniu ca specialiști pentru producere, dar ei au nevoie de specialist care se poate pregăti un discipol, în primul rând, adică mai bine zis să aibă și toate capacitățile de a fi pedagog, de a fi profesor, de a fi maestru, de a le instrui la locul de muncă, fiindcă una de a face producere ca specialist și alta să instruiesc pe altcineva să facă acest produs. Programul pare să fie leacul perfect pentru șomaj, dar și pentru problema migrației tinerilor peste hotare. Tocmai de asta, directorul instituției crede că e foarte important ca problemele existente să fie soluționate. În cadrul discuțiilor s-au analizat avantajele implementării programului învățământului dual, importanța formării profesionale și necesitățile actuale ale angajatorilor. Un alt eveniment important pentru 2019 a fost centenarul Organizației Internaționale a Muncii, cu genericul Dezvoltarea Justiției Sociale, Promovarea Muncii Decente. Aici s-a discutat despre șansele Republicii Moldova de a deveni un stat prosper, dar și despre problemele care stau în calea dezvoltării economice. Cum ar trebui să arate viitorul muncii și cum s-a desfășurat conferința festivă, vedem în reportaj. La eveniment au participat parteneri sociali de la diverse structuri guvernamentale și patronate. Reprezentanții ai Organizației Internaționale a Muncii din Geneva, Budapesta, Estonia, Republica Moldova. De asemenea, au participat sindicaliști din România, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Estonia, Lituania, Ucraina, Federația Rusă, Kârgâzstan și Serbia. 100 de ani de la formarea Organizației Internaționale a Muncii înseamnă mult, susține Oleg Budza, președintele CNSM, care mai declară că în fața provocărilor pe care le va aduce viitorul, țara noastră trebuie să facă față, iar OIME este instrumentul de ajutor. Noi considerăm centenarul Organizației Internaționale a Muncii, care avem astăzi în Republica Moldova și în toate țările care fac parte de Organizația Internațională a Muncii, este foarte importantă, pentru că noi prezentăm interesele salariaților, muncă decentă și toate convențiile care sunt dreptate pentru protecția drepturilor sociale, economice a salariaților, sunt foarte importante. De ce? În primul rând, convențiile acestea au fost adoptate prin consens, patronate, guvern, sindicate. De pildă, noi avem ratificate în Republica Moldova 40 de convenții și respectăm și încercăm să-i convingem și partenerii să fie respectate convențiile acestea, pentru că cât mai bun nivel îndeplinirii convenției, respectarea convenției fie în Republica Moldova, cât mai bine să trăiască lumea. Leonid Cerescu, președintele Confederației Naționale a Patronatului, a menționat că celebrarea centenarului OIME este un eveniment important pentru Republica Moldova, deoarece este un motiv de a efectua un bilanț al celor realizate și a propune modalități de a lupta cu problemele în perioada următoare. Este un eveniment destul de important. Noi avem colaborare, patronatului vorbesc, aproape 30 de ani cu Organizația Internațională a Muncii. Avem și rezultate în cadrul acestei colaborări. Formarea structurii tripartite care este în Republica Moldova, Guvern, Patronat, Sindicate, Dialogul Social și toate componentele acestea este formate cu ajutorul Organizația Internațională a Muncii. Participanții la conferința festivă din afara țării au apreciat organizarea unui asemenea eveniment la care au participat toți cei care au putere de decizie și de schimbare spre binea vieții muncii. This event is very important for the ILO, first and foremost. Inițiativa Organizației Internaționale a Muncii, Viitorul Muncii, stabilește o agendă centrată pe om. Accelerarea schimbărilor tehnologice și climatice amenință și vine cu multe provocări, pe care le trăiesc zilnic sute de milioane de oameni pe tot globul. Potrivit informațiilor discutate la întrunire, în ultimii ani în Republica Moldova au fost inițiate reforme importante în această direcție. Mișcarea sindicală a fost implicată în elaborarea și urmărirea implementării lor și a venit cu mai multe propuneri în acest sens. Atât a fost pentru astăzi. Cu o nouă ediție a emisiunii Dialog Social, ne revedem săptămâna viitoare, tot aici, la Moldova 1. Grijă mare și la informare. Între timp, paginile noastre din internet și Facebook, dar și ziarul Vocea Poporului, pot fi opțiuni de calitate. Sunt Elena Stegariu, seară frumoasă să aveți, numai bine!